Tocmai a fost publicată în monitorul oficial o hotărâre de guvern care favorizează termocentralele la accesul în sistemul energetic. De ce a fost luată această decizie? Nu favorizează pe nimeni în sistemul energetic. Această hotărâre de guvern era necesară încă mai de mult timp, mai ales după apariția energiei regenerabile. Chiar astăzi am avut o discuție cu directorii celor două complexe, pe care, sigur, nimeni nu poate să-i acuze că sunt foarte prietenoși cu energia regenerabilă, pentru că au foarte mari probleme. Adică în momentul când bate vântul, toate capacitățile de producție energie de la Rovinar, Turceni, Hunedoara, trebuie să fie închise. Asta creează o problemă de sistem nu numai în zona lor, dar în toată Transilvania. Și atunci este nevoie de un reglaj care să le permită celor două complexe să aibă măcar un minim necesar de funcționare continuu pe parcurs atunci când intră energia regenerabilă în funcțiune. Toate cele cheltuieli, să știți că nu le suportă nimeni. Pornirea și oprirea costă câteva miliarde de lei la aceste complexe, pe fiecare în parte. Vorbim de miliarde de lei vechi. Miliarde de lei vechi, da. Mai mult decât atât și cantitatea de noxe care se degajă în atmosferă la aceste porniri și opriri este foarte mare. Deci tocmai aceste lucruri ne-au determinat să luăm această decizie, care este o decizie tehnică și nu una politică sau mai da, da, așa decizie tehnică cum este ea, sunt jucători de pe piață care se consideră discriminați. Care pe... sunt aceia? De exemplu? Pot să vă dau acum exemplu imediat, hidroelectrică. De ce să fie discriminată hidroelectrică? Pentru că în momentul de față, prin această hotărâre de guvern, cele două complexe energetice au prioritate de intrare în sistem și așa mai departe. Și atunci hidroelectrică... Dar hidroelectrică, mama natură, îi dă apă suficientă pentru a produce tot timpul sau măcar în perioadele în care există precipitații mari. La, el nu face nicio pornire și oprire funcție de intrarea energiei. Există aviz al Consiliului Concurenței? Există avize, toate avize. Consiliul Concurenței, ANRE, Transelectrica, toți au dat aviz pentru acest lucru. Din analizele dumneavoastră există vreun posibil impact negativ asupra activității hidroelectrice a acestei hotărâri? Nu văd niciun fel de impact negativ. Dar ați avut studii făcute de specialiști? Toate aceste avize date de către ANRE, Transelectrica, Direcția de Energie din Minister, nu mi-au spus că ar fi un impact negativ asupra celorlalte unități. Asta este, cred că este o chestiune care ține mai mult de interpretare și nu de altceva. De ce nu a existat o dezbatere publică? Este un lucru pe care îl acuză jucătorii de pe piață. Nu are cine să acuze pentru că nu influențează activitatea jucătorilor de pe piață. În primul rând. În al doilea rând este o chestiune tehnică și în al treilea rând este o chestiune de urgență. Noi nu mai putem să ne jucăm cu sistemul energetic național după cum vor unii și alții. Clar. Deci nu are niciun fel de, să spun așa, un impact social sau un impact care se determine neapărat să impună neapărat o dezbatere publică, având un caracter pur tehnic. Dar această hotărâre are și un impact din analizele pe care le aveți asupra activității angajaților din aceste complexe, care în felul ăsta foarte sunt... Foarte puțin. Vă dați seama că complexul Oltenia este unul din mari producători de energie, 6.000 de megawați. Ce influență să aibă 400 de megawați cât are el în această hotărâre prevăzută de a funcționa continuu? Foarte puțin. Termocentralele, se știe, acum funcționează la costuri foarte ridicate, nu sunt foarte eficiente față de ceilalți producători de energie. Ați luat în calcul măsuri pentru reducerea, pentru eficientizarea, reducerea costurilor sau, de exemplu, intrarea lor în insolvență? Totdeauna mă gândesc la lucrul acesta, dar primele discuții pe care le-am avut de când sunt eu ministru au fost cele legate de eficientizarea acestor activități. Mai mult decât atât, însă, cred că una din marile erori făcute după Revoluție a fost faptul că am spart sistemul de producție de energie electrică în România în mai multe companii care funcționează doar pe monoresurse. Asta este una din gravele erori care s-au făcut după Revoluție. Uitați-vă,
la toate statele membre ale Uniunii Europene, niciun stat nu funcționează pe acest sistem de monoresurse. Toate au un mix de resurse.